Bun, hai să vedem o simul din aceasta de începător, să zicem. Asta ar fi ok, da? E rezolvat. Este și el ok. Trebuie aici întărit. Asta nu există aici. Da, aici nu este ca să-l prinzi pe lipsă, știi? Nu e rău. Sunt cam moderne casele astea. Ar trebui să aibă streașină și probabil că ar putea să aibă... Să fie un pic mai retrase în interior, știi? Să aibă un gărduleț și după aceea să vină casa aici, știi? Da, și băncuța destul de simplă. Da, tot în jur de 4-30, îmi imaginez, da, în zona aceea. Ok? Da, ce o greșeală de perspectivă. Da? Ce trebuie să stea pe muchete, să stea pe față. Ok? Acum nici nu am făcut normal măcar, ca să-ți dai seama. Aici e o chestie, imediat luăm la rând, previzibil spre mai imprevizibil. Da. Dar aici astea nu sunt simetrice, asta e problema. Da, aici lipsește șanțul ăla, șanț pe aici pe undeva. Aici e ok. Da. Asta încearcă să tragi din de tot cumva, intersectând linii, știi? Să fie din greutatea creionului, să nu fie întărit așa, știi? Da? Că e ca și cum a uitat tehnica aia de semn. Întâi linii de construcție, după aceea restul. Trebuie să stea pe o față, ca să stea pe o față trebuie să aibă... Să fie cam așa cumva, știi? Și ar veni triunghiașele astea pe lateral. Toate astea ducând spre un... Da? Tot așa, în jur de 4. Din păcate, trebuie să avansăm la grafică, da? Partea asta de aici te sparge pe tine. Și cu gemulețele astea mari, da? Greșeli de genul ăsta o să te tragă în jos. De asemenea, cele de perspectivă, tehnicul e ok. N-ai ce să faci, ca începător cam așa funcționează. Da, e ok, dar nu ai apucat să hașurezi. Da, orice simulare de asta, care nu e deloc hașurată, nu prea ai ce să faci cu ea, da? Aici e ok, numai că venea inversat, mi se pare. Da? Ce a scobit în interior. Ok? Măsuța putea să fie de 4 scaune, pur și simplu. Asta ar fi relativ ok dacă avea și sus elipse. Este cam micuț, da, e pe o față. Da? Tot așa. Un pic în zona aia de până în 4. Da. Un pic mai jos. De asemenea că ai făcut 2 puncte și 60, da? Ca să avansezi viteză, grafică pusă pe autopilot ca să vină de la sine. Da? Un pic cam exagerată. Strada asta, fiindcă are și felinar, da? Trebuie să fie un pic mai rustică. Aici 0-0, da. Aici e ok, aici e ok, da, întărim asta așa. Este așa, da. Tot așa. Viteza, problema numărul 1. Parcă e grafica un pic mai bună decât colegul tău. Da, dar tot așa, viteza. Da. Prea gol aici, nu pot să-ți dau notă mare pentru așa ceva, da? Ideal un 5 ar trebui să țin timp. Că e cam micuță masa, asta e bine, asta e bine. Da, bravo. Ce un pic urâtă grafica. Dar ar fi probabil că până în 6. La limită de picat. Problema aici. Dacă nu sunt căsuțele astea tradiționale făcute să arate ca niște căsuțe tradiționale. Da? E foarte bun icosaedru. Da. Aici e... Bine că l-ai prins pe ăsta până la urmă, restul tot e greșit, da? Asta este. Doi și ceva, adică ai făcut un punct, nu. Doi, da? N-au valoare, da? Dar n-ai de unde să ai încă abilitățile. Să aibă valoarea, dar să vedem aici. Da, e ok, un pic ciudată banca asta, e cam sus, dacă e cel nou orizont lui, e ce omul. Ce greșeală de perspectivă, ce bine. În ce făcut altceva, și le făcut axonometrie, vezi cum ne făcându-l în perspectivă instant, n-am cum să-ți dau notă mare, chit că grafica e mai bună. Nu aveți ce ciudat e balansul ăsta cu, da? Cu simulări, cu tot. Da. N-am cum că scadă aici. Dacă l-aveai și pe ăsta ok făcut și apucai să hașurezi, se vede o calitate grafică, dar nu... Da? Sunt goluri. Da, ce e bine, dar nu e hașurat. E bine. Bine, un pic de tot o greșeală de perspectivă aici. Astea, am uitat complete lipsele cum se construiesc, nu?
Am și aici ce? Wow! Și aici ce? Ce n-avem elipse? Păcat! Că la liber e ok. Da? Păcat. Aha! Deci e bine. Ne-a apucat să hașurez, n-aș fi stricat să fie hașură. Da. Da, desenul de linie foarte bun. Da, 670 este admis. Cu potențial, da? Sau, da? E admis, punct. Potențial de nimic. A trebuit să fie un pic de grafică pe aici. Ok? Umbrițele astea, măcar un pic de accent. Dar se vede că ai desen la viața ta, știi? Trebuie din nou să ne concentrăm mai mult pe desenul de linie. Da, nu e rău. Da. Și este ok așa, plat. Linia e ok, de degradeu. Da. Foarte bine. Foarte bine. Mai avem de învățat un pic la grafică, dar e foarte bine. Nu e niciun desen de aici a făcut. Bine, l-a inversat subiecte între ele, nu se scad pentru asta. Să fim atenți și la acest detaliu. Da? Nu e rău ce avem aici. Da. În orizontul e mai jos, că ai făcut ca și cum omul e atâta, da? Nu, omul este atât, dar nu apucă să intre în casă, intre casa peste el, da? Ce bine. Lipsește un subiect, da? Păcat că ai potențial, că se vede. Da, și ce e bine, aici e un pic dezastru. Se băgă la intensivul ăsta singular de n-ai mai văzut până acum. Nu pot să, aș putea să-ți punctez pe linie, pe desenul de linie, dar nu e suficient. Da? Fac o datină din a avea simulări cu note foarte mici. De aici e ca o siluetă de casă. Banca asta nu pare suficient de strașnică. Și a zis pătarul ca să pară că e dimensionată mai ok. Da? Din păcate, lipsesc aici la subiecte. N-am cum. Eu aș vrea să-ți dau notă mare aici, dar n-am cum. Ți-aș face un de favor. Da? Care capitulare? Da. Ce poate un 4,50. 4, da. Sandra, 3,60. Ești ambițioasă, ceea ce e bine. O să vezi că o să se lege și cu niște idei un pic mai acolo. 3,20, da. 5,80, da. Da. 2. 5, da. 5,30, da. 6,70, da. 6,70, da. Paradoxal. Un pic ciudat, așa. Un pic de tot exagerat de semnul. Da, e bine. 4,80, da. 4,90, da. 5, chit că tot așa, nu ai subiecte făcute. Ok? Nu e abordat strategic desenul. Da? Ce v-am zis, cu să ne obișnuim filzurile întâi cu tema, schițate toate mici și după aceea desene mari. Da? Probabil că o să reluăm simularea asta. Da? Poza și întrebare. Da? Și ne vedem pe joi. Bun, n-ar strica încă un element aici de ritm, să fie și poate mai închise un pic. Da? Pare prea gol aici în față, ca și cum lipsește niște textură la altă scară. Da? Dar nu e rău. Mai că un pic de tot neexpresiv. Ah, David, ai pus aici simulare. Ia uzi. Ai inversat între ele, dar nu e rău. Asta nu există. Nu era David, adică... Da. Bravo. Hai, next, ca să fii, da? Să fii la nivel de standard. Ca temă, da, parcă ne-am uitat la asta și ne-am uitat la cealaltă. Nu suntem încă cu expresivitatea unde trebuie să fim. Da. Nu e rău. Are niște faze fucked up, dar merge. Da. Foarte bine. Da.
făcut și de la tine în plus, bravo, da, merge. No. Tu ai un talent, cum ajungi acasă, cum îl desenezi nașpa? Nu ce treabă asta cu teama. Cu ce am lucrat la clasă. Nu, no, uite aici, Alexandra, uite-te și tu că nu... Nu e chiar ceea ce crezi tu că e. Da? Ce să vină tangente. Bine, poate nu chiar că le-am exagerat eu de apropiat, dar știi tu ce zic. Da? Ok. Da. Deci atenție la chestia asta, da? Probabil că ai copiat, ai uitat că astea nu sunt raza pusă de două ori, că se suprapun. Ok? Deci e bine. Începe să fie bine. De aici e prea fucked up, nu știu ce naiba, nu e în regulă. Da? Și o greșeală de perspectivă mare cât... Da? Scusătoare facem lecțiile astea până ți ies. Da. Da, e bine. Merge. Un pic fucked up. În sfârșit, ai înțeles și tu ce înseamnă asta, da? Bun, mhm. Nu rău, numai că e fad. Lipsesc elemente de anturaj. Da? Da, păcat. Și cred că să fi zis eu atunci, să fi dat anunțul fără vederi. Știi? În timp ce curgiuri te l-am zis cu vederi. Nu e rău, aici începe să fie mai bine. Mhm. Așa sunt desenul prin care mă uit. Da, Amelia, hai să vedem. Mălina, da! Un pic fucked up, că tot un stil ăsta de a nu apăsa pe creion când trebuie. Da? Și n-ai prins lucirile alea deloc. Da, Amelia, da. Pentru tehnica, aoleu, ăsta e greșit. Și pentru perspectivă, da. Ce bine. Da. Cam pustiu pe aici, nu am putea avea niște mobilă urbană, ceva. Și jardiniere de astea cu bănci în jur. Și corpuri de iluminat, așa să mai... Un pic de tot să mai anime spațiul ăsta. E păcat că așa ar fi fost un desen foarte bun. Interesant spațiul ăsta. E un pic fucked up, așa n-ar fi stricat să fie întărit un pic mai mult astea. Da? Nu e rău. E bine perspectiva asta. Dar tu cu hașura, tu nu înțelegi hașura asta unde se dă. Strică asta. Da, foarte bine. Uite ce diferență. Ce zici că s-a furat. Da? Ce foarte ok. Aici e foarte ok. Mai prins, nu am ce să fac. Am pus nota asta și am pus-o mai răzgândesc. Foarte bine. Uite, acolo pui de iluminat aprinse, da? Foarte bine. Da, foarte bine. Când vrei, ies. Alex, nu e rău, dar e cam pustiu pe aici. Tu hașura asta nu prea o servești bine. Spun fază retardată pentru asta, dai mi le discutăm. Scad pentru hașură. Da. Foarte bine. Uh-huh. Vezi voi neapărat să nu ne putem înțelege, nu? Foarte bine, Mălina, uite, cam greu așa cu tine câteodată la niște chestii. La principiu e destul de ok. În păcate, perspectiva asta e foarte sus. Scăzi o greșeală de paginație, da? Încercăm să mai facem o zonă de asta până... Da, indiferent ce se întâmplă, să nu mai avem așa ceva. Foarte bine. Da. Se vede, desen de linie de persoană care a desenat mult la viața lor. Da, foarte bine, bravo. Uh-huh. Aici e un pic de tot cam exagerat. Dar merge. Și tu că l-ai refăcut. Dar e ceva la linie. Eu n-am dubii că tu exerciți energie, dar trebuie să fie linia asta mult mai clară. Da? Dacă nu e clară, nu pot să-ți punctez. Da? E chestia aia că tu muncești, dar trebuie să... Ce predai să fie relevant. Da, bine.
Aici cam în zona aceea, da? Poza și întrebarea, ne vedem la intensiv.